Seara, mister. O victorie care vă urcă pe locul 3, la 5 puncte de primul loc. O etapă perfectă pentru dumneavoastră. Ne-am atins obiectivul, ne interesa cele 3 puncte, le-am luat. Nu a fost ușor, dar țin să felicit băieții pentru că au demonstrat că merităm să fim mai în față, din punctul meu de vedere. Totuși, echipa a jucat foarte bine prima repriză, poate spre final. Am crezut că deja suntem câștigători, dar în fotbal te costă relaxarea și atunci cred că această victorie ne dă în continuare elan și cred că vom avea un final foarte, foarte bun. De ce spuneți că a fost atât de greu de obținut această victorie? Pentru că echipa dumneavoastră a controlat meciul, a avut cele mai multe ocazii. E adevărat că am avut foarte multe ocazii. Dar știți că dacă marcam jumătate din ocaziile care le-am avut, atunci cred că era meciul rezolvat mult mai devreme. Dar v-am spus încă o dată, echipa arată foarte bine, echipa își dorește foarte mult. Nu ne rămâne decât de la etapă la etapă să ne luăm punctele care sunt în puse joc. Toate 3. A fost o ambiție în plus a băieților, dar fiind faptul că voluntariul a fost așa în ultimii ani o piață rea. Știm ce s-a întâmplat anul trecut și nu se mai câștigase aici de până 2020, parcă... Nu știu ce a fost în trecut. Pe noi ne interesează prezentul. Și atunci nu facem altceva decât să de la meci la meci să aducem cele 3 puncte care, am spus, ne interesează foarte mult. Poate aș pune aceste puncte în mai mult decât aspectul jocului. Importante sunt de acum încolo doar punctele. Dar echipa nu a ținut cont de ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, că nu s-a mai câștigat sau că s-a câștigat, că a fost... Nici nu mă interesează ce a fost. Echipa a demonstrat că are o formă foarte bună și în continuare ne interesează, mă repet, numai punctele. Cum comentați faultul făcut de Juma? Pentru că specialiștii spuneau că merita chiar roșu. N-a avut nicio intenție să lovească adversarul. El, toată orientarea lui a fost spre minge. E adevărat, a fost o... A ridicat piciorul, cred că peste, la limită, dar în roșu nu se impune. Dar Olaru, cu acel cartonaș, va sta cu Craiova. O pierdere foarte importantă pentru echipa dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, Olaru este inima acestei echipe. Dar avem o echipă bună, un lot bun și cred că oricine va juca în locul Olaru, poate va juca la fel de bine cum joacă Olaru de obicei. 3 victorii în deplasare în acest sezon. Vă mai oprește cineva sau simțiți că sunt motoarele atât de turate încât drumul este liber? Echipa are o formă foarte bună. Echipa este dornică să aducă meci de meci acele 3 puncte care sunt puse în joc. V-am spus, ne interesează ca orice meci să-l tratăm cum le-am tratat ultimele 2 meciuri și să ne aducem cele 3 puncte. Deci cele 3 puncte sunt foarte importante la FCSB. E foarte simpatic. Deci 3 puncte odată. De câte ori a zis? De vreo 7 ori a zis? De 7 ori. Deci 7 ori 3 puncte, 21 de puncte. De ce râdeți? E foarte simpatic. Fotbalul se joacă pe puncte. Așa, nu? De cred că visează mai puncte. 3 puncte, 3 puncte, 3 puncte. Echipa vrea... Mi-a fost foarte simpatic, da. Nostim, comic. Chiar mă... Cum e? Creierul echipei, nu? E omul care decide. Da, omul care nu știe ce să facă, cum să-l încuiască pe Olaru. Juma, el a spus că nu a fost intenționat acest fault. Nu merita nu se impunea roșu. La următorul joc să-și pună o cască în cap. Să găsească o soluție. S-a jucat regulamentar. Nu a ridicat piciorul prea sus. Acolo la limită a fost undeva peste gât așa.